Suntem din nou la Clinica Azmedica de aici, de la Bucov. Doamna doctor Nadina Liculescu, medic primar, recuperare medicală. Îmi pare bine să vă revăd. Și mie îmi pare bine că ați revenit la noi. Înseamnă că v-a plăcut. Cu siguranță. Doamna doctor, haideți să începem discuția noastră și o primă întrebare ar fi: de ce ați ales dumneavoastră această specialitate, recuperarea medicală? E o poveste lungă, ar dura să vă spun, dar acum mulți ani când am făcut opțiunea, a fost continuarea unei alte specialități pe care am făcut-o, ca primă specialitate, adică anestezia și terapia intensivă, unde, din păcate, am dezvoltat niște reacții alergice la gazele de anestezie și a trebuit să mă reconversie profesională. Exact, să fac o conversie de specialitate și am ales-o pe aceasta dându-mi seama că are ceea ce mie îmi place foarte mult în viața de zi cu zi și să o aplic inclusiv profesional, logică. Totul are o logică în specialitatea asta, nimic nu se bazează strict numai pe memorat, date, informații, elemente și așa mai departe. Dacă vreți o comparație așa simplistă, redusă însă la esență, seamănă foarte mult cu mecanica auto, pentru că și noi reparăm anumite zone. Reparați oameni. Dar exact, zone ale oamenilor, astfel încât să redevină funcționali, să își reia viața cu calitatea aceea pe care obișnuiau să aibă și de care să se bucure. Adică. Care sunt patologiile în cazul cărora se impune și dumneavoastră recomandați recuperarea medicală? Sunt numeroase. Aș recomanda mai multe situații decât se întâmplă în viața de zi cu zi. Ne confruntăm în clinică, aici în general, de fapt, mai cu seamă cu probleme de ordin degenerativ, condiționate fie de activitățile fizice intense sau exagerate pe care unii le au, fie în gospodărie, fie profesional. Apoi, pe al doilea loc, cred că ar fi patologia ortopedică, de la fracturi, luxații, întorse și așa mai departe. Cele care țin de coloana vertebrală, și aici patologia este cunoscută și de mulți experimentată, adică herniile de disc și tulburările de postură, cu problemele specifice fiecăreia din situații, probleme neurologice, accidente vasculare și altele mai nou frecvent întâlnite, cele degenerative, adică demențele. Și nu vreau să trecem prea ușor peste ceea ce înseamnă aceste boli degenerative, demența, cum spuneți dumneavoastră, foarte interesant, și aș vrea să ne explicați exact cum poate recuperarea medicală să ajute un pacient care a fost diagnosticat cu demență. Evident că este un diagnostic ce aparține colegilor noștri neurologi și, în primul rând, tratamentul este stabilit de aceștia, medicamentos în principal, pentru a putea ține în frâu cât mai mult și cât mai mult timp și mai bine simptomele asociate. Sunt forme diverse de manifestare care țin de terenul fiecăruia și de eventual problemele de sănătate asociate care pot să agraveze lucrurile, dar ce ține de recuperare și unde noi venim și completăm tratamentul este cel care se referă la condiția fizică a pacientului cu demență. În primul rând, este afectat echilibru, stabilitatea. Se știe că în demență riscul de cădere este foarte mare, ceea ce poate atrage după sine complicații, gen fracturi și alte intervenții care apoi urmează. Și se întorc la recuperare, dar de data asta pe calea ortopediei. Cert este un lucru că încercăm cu fiecare pacient în parte, pe care îl avem și au fost destui
în clinica noastră aici, cu acest diagnostic, nu izolat, evident, dar printre altele, să ameliorăm echilibru, stabilitatea și autonomia acestor oameni. Demență egal Alzheimer? Nu. Este Alzheimerul o formă de demență, dar nu este singurul mecanism prin care se ajunge la acest diagnostic, la această problemă de sănătate. Se pot face, să zic așa, dacă pot să mă exprim în felul ăsta, deși nu este corect medical, demențe și prin alte mecanisme decât cel din Alzheimer. Foarte mulți oameni, când se gândesc la o persoană diagnosticată cu demență, se gândesc că acea persoană este afectată doar la nivel psihic, nu și fizic. Ori dumneavoastră spuneți că boala afectează inclusiv fizic persoana respectivă. Da, și aici noi ne referim punctual la problematica demenței, dar este un lucru știut, indiferent de diagnostic, că fizicul influențează psihicul și viceversa. Demența, evident că nu este doar o chestiune de psihic, mai mult de fapt este de cogniție, de probleme cognitive, da? De memorie, sunt afectate gândirea și memoria, în primul rând, care evident nu te pot lăsa neamprentat psihic. Au perioade de luciditate, persoanele acestea au perioade în care nu. Sunt cooperanți în măsura în care reușești să îți dai seama când te poți înțelege cu ei și când nu. Iar fizicul este afectat atât prin teama pe care o au, pentru că realizează că nu se mai pot baza pe picioare, nu-i mai ascultă mușchii, nu-i mai ascultă fizicul în general, comenzile sunt date mai mult sau mai puțin întâmplător și răspunsul este și el la fel. Cu un pacient, mă gândesc, cu un pacient care, spre exemplu, a suferit o fractură, are o problemă de natură ortopedică, lucrați într-un fel, pentru că pacientul respectiv este conștient, este lucid, știe ce îi se întâmplă. Cu un pacient afectat de o boală degenerativă, lucrați la fel de ușor? Evident, mai ales în momentele în care, așa cum a spus și dumneavoastră, nu este lucid? Evident că nu. Dacă ne referim la fracturi, accidente, mai ales la persoane tinere, recuperarea este una frumoasă din punctul meu de vedere, adică întâlnim persoana, își dorește desigur să revină la viața normală și în probabil 4-8 săptămâni lucrurile așa arată. Aici satisfacția noastră ca recuperator este foarte mare și printr-un noroc probabil că nu o să ne mai revedem, pe când ceilalți pacienți cu boli cronice devin, să zic așa, prietenii noștri sau clinica o a doua casă. Revin periodic, la 3-6 luni, în funcție de nevoi și evident că lucrăm diferențiat. Adică altă, cu totul altă abordare, începând de la tipul de tratament pe care îl folosim, la maniera în care acesta este aplicat. Rolul principal îi revine aici a kinetoterapeutului, pentru că de el depinde foarte mult modul în care pacientul se recuperează sau redevine sigur, mai sigur pe el. Și noi aici avem noroc de oameni care știu ce fac, se pricep și avem chiar rezultate. Adică zic eu. Aici, la Clinica Medica din Bucov, exact, ce presupune pune o ședință de recuperare medicală? Păi, sau un tratament de lungă durată, pentru că aici nu vorbim de o ședință, nu se fac minuni, presupun tratamente de lungă durată. Da. Vreau mai întâi să spun altceva despre spitalul nostru și despre felul în care se face recuperarea aici.
Din punct de vedere organizatoric, în primul rând, noi avem un contract cu casa de asigurări aici și pe zona ambulatorului și pe cea de spitalizare. Așa încât persoanele care vin și se internează pot sta la noi 11-12 zile, timp în care beneficiază de un program complex, funcție de situații și nevoi, de la proceduri de fizioterapie, diverse forme de curenți pe care le utilizăm și nu numai, fizioterapia implică însă în principal forma asta de tratament, gimnastica medicală, kinetoterapia și evident masajul, cele trei forme sau pilon pe care ne bazăm în recuperare. Și în ambulator, iarăși vorbim de un tratament sau perioadă de 10 zile de tratament, unde apelăm la același arsenal, să zic, de metode prin care încercăm să ajutăm sau să ameliorăm problemele oamenilor. Acum, ziceați cum se aplică. Pacientul vine, se prezintă la o consultație, în primul rând. Vedem care sunt acuzele principale, ce îl supără mai tare. De regulă îl supără mai multe, dar încercăm să prioritizăm, să vedem care este principala cauză care îl împiedică să aibă o viață de bună calitate. În funcție de alte boli pe care le mai enumeră și de tratamentele pe care le face cronic, stabilim un plan de bătaie, un plan de tratament și în principiu, cel puțin asta e metoda mea, din 10 zile de tratament, după primele 5, reluăm discuția, vedem unde suntem, dacă am reușit să atingem măcar o ameliorare a problemelor de bază, ne simțim bine, continuăm, dacă nu, modificăm și vedem ce altceva mai necesită respectivul pacient pentru a avea rezultate. Adică eu cam așa procedez, așa facem aici lucrurile și eu zic că lumea e în general mulțumită. Care sunt cele mai grele sau care a fost cel mai greu caz cu care v-ați confruntat, dacă vă aduceți aminte? Aici. Aici. De când sunt. Au fost accidente vasculare și chiar avem. Multe persoane care s-au adresat pentru membrii familiei care au suferit accidente vasculare, fie recent, fie mai de mult. Și care, îmi cer scuze, nu țin cont de vârstă. Nu. Chiar nu. Și unde, n-aș spune neapărat dificile cazuri, cât m-au bucurat rezultatele. Am avut, cazul unui bărbat, un pacient, care a venit la puțin timp după ce fusese externat de la neurologie cu accidentul vascular. A avut noroc să fie îndrumat în coace, a fost cooperant și extrem de compliant la tratament și am avut niște rezultate excelente, adică m-au bucurat. Și pe dânsul și familia dânsului, adică acum chiar luni o să-l reintenăm pentru a treia oară, vine la treia cură, foarte mulțumiți, adică de unde stătea în pat fără să facă nimic, nicio mișcare, astăzi e în stare să meargă singurel, ce-i drept susținut cu bastonul, la bucătărie, la baie și așa mai departe. E afazic, nu vorbește, dar înțelege tot ce îi se spune. Și asta s-a menținut, din păcate, dar ce mi-a plăcut și mi-aduc aminte cu drag este faptul că a avut o atitudine pozitivă și de multă încredere și în rezolvarea situației și în noi și s-a creat așa o legătură frumoasă. Deci a fost un caz greu, dar a fost un caz care a făcut un salt enorm din momentul în care a fost internat și până în prezent și vorbim de un an de zile. Apoi au mai fost cazuri, am avut, de exemplu, proteze de șold care au fost externate din spitalul unde s-a operat și
fi venit direct aici. Una e să vină cu ambulanța pe targă și alta e să plece frumos, coborând scările. Da? Wow. Adică genul ăsta de rezultate care te fac să te simți util ca specialist cu echipa alături, care fiecare ne-am adus contribuția cum am știut și cum am putut, ca acești oameni să zâmbească atunci când pleacă de la noi. Vorbeați de atitudine pozitivă. Cât de important este pentru un pacient, indiferent de natura problemei pe care o are, să vină către dumneavoastră pentru ceea ce înseamnă recuperare cu această atitudine pozitivă? Cât de mult îl ajută? Covârșitor. Este uneori exact ceea ce face diferența între a reuși în demersul nostru comun sau nu. Mi-a fost dat de multe ori să văd cât de mult ajută această atitudine. Oamenii, unii se nasc așa, pozitivi, optimiști, pur și simplu cu încredere în soarta și steaua lor, și se și dovedește că îi ajută. Asta am văzut-o și în tratamentele de acupunctură pe care le practic. Oamenii spun, da, eu nu cred. Dar nu trebuie să crezi, acupunctura nu e religie. Este pur și simplu nevoie doar de o deschidere, de încredere că acolo unde ești, ești pe mâini bune și că ceea ce ți se întâmplă este cel mai bun lucru la momentul respectiv. Și rezultatele nu trebuie să apară. Eu zic că este o condiție de bază, primordială, esențială, ca lucrurile să meargă bine. Și cred că nu numai în tratamente sau în... În viață, în general. Viață, în general, da. E important ca un om să înțeleagă că după ce a suferit o intervenție chirurgicală de natură ortopedică, la coloana vertebrală, la... să facă recuperare medicală, adică să nu se rezume la am făcut operație, am fost externat, mă duc acasă și atât. Da, este foarte important să știe că există această specialitate medicală, cea de recuperare, și care este menită, ăsta este de fapt sensul ei, să redea omului bolnav, în convalescență, toate abilitățile în timpul cel mai scurt cu putință. Ce înseamnă timpul cel mai scurt? Depinde de patologie, de situație. De exemplu, un accident vascular are nevoie uneori de un an. Poate ca să devină independent, autonom. Asta ne interesează. Ce îl interesează pe om cel mai tare? Să poată merge singur, să nu fie povară, cum spun mulți, pe spinarea familiei. Să poată merge singur la baie și să meargă să-și ia de mâncare. Dacă, mă rog, altceva nu este posibil. Dar, în general, autonomia este ceea ce ne interesează în primul rând. Cel mai scurt timp posibil într-o proteză de șold, de exemplu, să zicem, este de 2 luni. Da? Sigur, și aici sunt variațiuni, dar zic o medie. Într-o fractură, depinde, operată, neoperată. Dacă e operată mai repede, se întâmplă să își reia viața normală. La o boală degenerativă, de exemplu? De exemplu, dacă vorbim despre o gonartroză. Aici lucrurile sunt cu dute vino permanent, adică reactivările acestei probleme se vor tot întâmpla. La 3 luni, la 6 luni, depinde în ce stadiu ne aflăm. Dar și aici, periodic, dacă omul are grijă să vină, să se ocupe de articulațiile astea suferinde, are șanse să-și ducă problema pe picioare mult mai mult timp decât dacă n-ar face. Noi le explicăm de fiecare dată cam ce înseamnă o igienă a articulațiilor. Să nu stăm, de exemplu, pe genunchi vorbim, să nu stăm pe vine, să nu stăm picior peste picior, să nu practicăm statul pe genunchi ca la biserică, să compresăm, adică articulația, să le stresăm, să scădem în greutate unde e cazul, să facem mișcare. Musculatura poate compensa de multe ori problemele articulare și atunci acolo acționăm veriga principală, ceea ce facem cu gimnastica medicală, să întărim musculatura, să ajutăm articulația. Ei, le explicăm, dar există ceea ce știm cu toții, situația aceea, momentul acela în care ne e bine și uităm. Da, asta ne caracterizează pe foarte mulți. Pe majoritatea. Ne doare, ne speriem pe moment, după care trece și am uitat. Da, exact. Păi și ce ar trebui? Ce sfaturi ați dat dumneavoastră ca să nu mai uităm cu ghilimele de rigoare? Să-i facem bine, dar nu prea. Nu chiar de tot. Cât să mai rămână acolo un pic de amintire și să
țină cont oamenii că trebuie să se protejeze pe cât se poate. Pe cât se poate. Există și pacienți pe care i-ați refuzat? Nu. Nu, niciodată. De ce? Nu. Nu știu, să vină cu o problemă la dumneavoastră și să considerați că nu se impune. Așa, din exces de zel să vină, am nevoie de recuperare medicală, dumneavoastră să spună. Din păcate, lucrurile stau invers. Mult mai rar decât ar trebui vin oamenii la recuperare. În primul, pentru că nu știu că există. Chiar nu știu. În 2024? Da. Exact așa. Pentru că nu sunt informați, pentru că nu spun că mulți, dar mai există. Dar nu ar trebui medicul să-i direcționeze către ceea ce înseamnă specialitatea aceasta? Așa ar fi corect, începând cu ortopedia. Mulți o fac, unii însă nu. Neurologii, reumatologii, cardiologii și așa mai departe. Recuperarea medicală este o specialitate borderline, așa și spune. De ce? Pentru că e tangentă la foarte multe. De ce? Pentru că, încă o dată, subliniez ce face ea. Ajută oamenii, care au trecut, dau un exemplu altul acum, prin un infart, să revină la viața normală. Asta voiam să vă întreb, apropo de cardiologie, când se impune recuperarea medicală în cazul unui pacient cu afecțiuni cardiologice? Din primele zile post-eveniment. Un infart, de exemplu, spunea. Da. Și ce presupune recuperarea în cazul unui pacient operat pe cord sau care a suferit un infart? Sunt lucruri specifice recuperării cardiovasculare. Au protocoale, au pe care eu, care nu practic recuperarea cardiovasculară, mai puțin știu să vă dau detalii. Dar sunt oameni specializați pe această treabă și conform problemelor pe care le prezintă pacientul, fie înainte, cu anumite afecțiuni cardiace sau postoperator, da? Stenturi sau mai știu eu ce valve sau mai știu eu ce evenimente cardiace au avut, trebuie să beneficieze de reantrenarea cordului la efort. Și asta se face de îndată. Se evaluează pe metodele lor specifice, pe bicicletă, pe cicloergometru și așa mai departe. Sunt niște date care se culeg din aceste investigații și în funcție de ceea ce indică ele, se fac anumite antrenamente. Dacă inima suportă prin consumul de oxigen pe care îl implică o anumită activitate și da, este cel regulamentat, se continuă, dacă nu, se așteaptă momentul potrivit. Dar de regulă se începe imediat. Ce să zic? Postpartum, după naștere, avem și acolo contribuția noastră. Păi, o femeie, după o cezariană, de exemplu, este o intervenție chirurgicală, este o naștere, deci este un întreg complex de factori care se combină acolo, o ajutăm să revină cât mai repede pe linia de plutire, în cele câteva zile cât mai este eventual internată în maternitate. Deci, peste tot își găsesc, de exemplu, în probleme respiratorii, da? Păi bun, pneumologul și-a făcut treaba sau mai știu eu, chirurgul, dacă a fost nevoie, și pacientul operat, să zicem, scos o bucată din plămân sau ce mai știu eu ce alte afecțiuni are, trebuie să reînvețe să respire în condițiile respective. Corect. Cum? Învățat de către cineva, că nu este așa simplu, un organism privat de o anumită porțiune dintr-un organ să își reia activitatea fără o îndrumare. Da, natural se întâmplă, dar e mult mai scurt intervalul de timp dacă ești... Și mult mai corect să recurgi la ajutor. Da, adică te păzește sau te ferește de greșelile care pot fi făcute. Nu mai zic de operațiile pe coloană. Am avut aproape nepermis de multe situații în care, după o intervenție de hernie de disc, nu a fost îndrumat pacientul către recuperare. Vine după un an. De ce? Pentru că durerile lui persistă. Păi cred eu. Pentru că ați vorbit despre afecțiuni ale coloanei, nu vreau ca în cadrul acestui interviu să nu discutăm și despre ceea ce înseamnă afecțiuni ale coloanei la copii. Pentru că sunt din ce în ce mai mulți adolescenții diagnosticați cu
ceea ce medicii cel puțin spun, viciu de postură. Sunt atât de mulți factori aici de luat în discuție, dar ca să facem o prezentare succintă, să vă spun din observațiile mele. Tineretul, vorbesc adolescenții zilelor noastre, sunt mult mai înalți decât erau generațiile anterioare, părinții, de exemplu. Pentru că au beneficiat de o cu totul altă hrană, în primul rând, să zicem, de cu totul alte condiții de dezvoltare. Ceea ce predispune la tulburări sau vicii de postură, cel puțin în perioada de creștere, când oricum ele apar, dar sunt accentuate dacă explozia în creștere este una majoră, să spunem 10 cm într-un an, automat musculatura aceea este depășită de schelet în condițiile în care nu se face și mișcare. Și nu mai au timp, probabil, nu știu exact care mai este programul unui adolescent în ziua de astăzi, dar mi-închipui că are prea puțin timp ca să mai facă și sport sau sunt obosiți și nu mai apucă. În sfârșit, ideea este că de cele mai multe ori aceste creșteri fulminante atrag după sine anumite probleme. Dacă ele nu sunt corectate în timp util, prin recuperare medicală, da, de exemplu, da, sau prin recomandarea unui sport potrivit, adecvat, riscă să se permanentizeze și toate problemele care apar. Băncile din școli, iată, nu sunt adaptate acestor, hai să zic, acestui progres, da? În statura copiilor. Și stau cocoșați săracii 8 exact, ore, 7 ore. Exact. Nu mai vorbim de greutatea ghiozdanilor pe care le poartă și părinții cu care discut au... Care provoacă scolioză, ceea ce înseamnă scolioză. Care provoacă sau predispun, produc probleme de spate. Oricât am încercat noi să ignorăm faptul că ghiozdanii au purtat și alții, nu erau de greutatea asta, nu erau copiii de atunci, ceea ce sunt copiii de astăzi, mai fragili. Mai fragili din multe puncte de vedere, fizic vorbesc, față de generațiile anterioare. Bun, deci dumneavoastră recomandați unui părinte care se zizează la al său copil că are anumite probleme la coloana vertebrală să nu piardă timpul, să nu lase să se acutizeze acea problemă și să vină cu copilul la recuperare medicală. La un control pentru a vedea exact cum arată, schemă, cum se prezintă, dacă e necesar un tratament, dacă e necesar un sport pe care să-l facă, dacă se poate integra acel sport în programul copilului, dacă copilul este dornic să-l facă, pentru că mulți nu sunt, sunt sedentari. Majoritatea copiilor sunt sedentari. Dar măcar niște activități de aer liber tot trebuie făcute. Nu poți să fii și sănătos, și comod, și sedentar, corect, și așa, și pe de-aia. Nu le poți avea pe toate. Pe final de discuție, recuperarea medicală poate avea rezultate 100%? În anumite cazuri, da. Care ar fi? În general, în probleme ortopedice. Da. Acolo unde, v-am mai spus, satisfacția specialistului e una nemai întâlnită în alte când domenii. Când vezi omul ieșind pe picioarele lui, cum a zis, și mai devreme chiar pe trepte. Da, da, da. Deci sunt situații în care ne putem exprima așa, că am reușit să aducem lucrurile acolo, la o recuperare. Sau la o ameliorare semnificativă. Ameliorare semnificativă cred că ar fi sintagma, expresia cea mai corectă vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în domeniul nostru. Restituția ad integrum, cum se numește acel 100%, este foarte rar. Adică orice lucru care, să zicem, s-a defectat odată, e puțin probabil să nu se vadă urma acelei defecțiuni. Am spart cumva, le-am lipit, se vede. Dar asta nu înseamnă că nu funcționează sau nu poate fi folosit optim. Un picior rupt se repară. De cele mai multe ori foarte bine și uită omul că a avut fractura respectivă. Sunt însă situații care lasă urme. Încă o dată, a treia oară în această discuție a noastră, subliniez cu roșu.
Noi ce ne dorim este să-l facem pe om să fie funcțional și să fie mulțumit cu viața lui. Și autonom, cum ați spus. Asta mai devreme. Să-i susțină starea psihică bună și dorința de viață până la urmă. Pe final de discuție o să vă rog să-mi spuneți, doamna doctor, când vă pot găsi persoanele dornice să vină la recuperare aici la Clinica Smedica. Așa Bucur. Cum anticipam când discutam anul trecut, mi se pare, pe vremea asta, am reușit și acum sunt aici permanent, zi de zi, cu program de la ora 8 la ora 14. De luni până... De luni până vineri. Până vineri. Da. Deci de luni până vineri, de la ora 8 la ora 14, da. Și la fel persoanele interesate trebuie să-și facă programare, trebuie... Da, există un număr de telefon, din păcate nu știu pe din afară, dar se face o programare în recepție pentru consultații cu internare în ambulator sau ce alte preferințe mai sunt, doar pentru o discuție dacă e, sau tratamente de acupunctură sau homeopatie. Mulțumesc foarte mult, a fost o reală plăcere să vă ascult și vă de data aceasta. Mulțumesc mult și vă aștept oricând. Spor la treabă. Mulțumesc, doamna doctor.